Salutare, prieteni! Bine ați revenit pe canalul Pescuit și Povești cu Dan Chiroșcă. Iată-ne din nou astăzi la un mic atelier în care doresc să vă prezint o montură foarte eficientă în pescuitul bibanului, montura Kickback, montura cu care prietenii noștri de la Street Fishing România, dragii noștri pescari, au câștigat campionatul mondial anul trecut în Italia. Eu zic că această montură vă poate aduce rezultate extraordinare, bineînțeles dacă veți fi dedicați și veți localiza, bineînțeles, și bibanii. Pentru aceasta avem nevoie de o agrafă, un jig cu nălucă, cârlig și plumb. De ce nălucă cu jig și cârlig? Pentru că aveți opțiunea să puneți direct legat capătul firului, direct pe cârlig sau cu agrafă ca să puteți schimba. Eu prefer aceasta și o să vedeți, vă arăt. Bineînțeles, fluorocarbon, da? Și element de tăiere. Cum procedăm? Luăm capătul firului și creăm un dublaj, practic așa se numește, creăm un dublaj de, să zicem, 30, da? 30 cm. Ne-am luat așa, lăsăm un capăt aici mai lung pentru pe acesta va veni plumbul, da? Facem nodul. Primul nod, trecem prin buclă, mai trecem o dată să fie dublat nodul, da? Strângem ușor aici, umectăm și strângem din nou, da? Am creat nodul, se vede. Iar aici, în prelungire, mai avem o bucată, da? Pentru plumb. Mare atenție acum! Pentru a crea cei 60, deci avem 30, pentru a crea cei 60 trebuie să tăiem, da? Și să tăiem de jos, dublura de jos. Mare atenție aici, da? Ca să putem, ca să fie de sus, să fie în prelungire extraordinară. Deci avem un 60, am creat. Iar aici, bucățica aceasta rămâne pentru plumb, da? Hai să ducem întâi, deci cum v-am zis, eu prefer agrafa. Să legăm la capăt de agrafă. De ce? Pentru că vreau să pun să schimb repede. Dacă doriți să rămâneți pe o finețe suplimentară, zic eu, da? Legați direct pe cârlig, dacă doriți. Asta e opțiunea voastră. Legăm agrafa la capătul firului. Într-un nod simplu. Nu vă complicați că la biban nici nu trebuie. Ducem prin buclă, eu mai duc și prin bucla creată, ușor strângem, după care tragem, da? Frumos! Și am creat nodul la agrafă. Dacă se vede, focalizează. Ok. Haideți să tăiem surplusul. Până aici avem, da, fără probleme, un 60. Și chiar dacă nu e, de chiar dacă e 50, nu contează. Atașăm jigul cu năluca în agrafă. Dacă reușesc cu ochii mei, cei patru ochi, da, am atașat. La capă, da? Iar aici, în prelungirea asta care am lăsat-o, da?
Legăm frumos plumbul. La fel pentru un nod simplu, nu vă complicați. Tăiem surplusul și practic kickback-ul nostru este realizat. Cam așa vine, da? Năluca și plumbul. Poate fi mai scurt aici sau nu contează, da? Nu se va răsuci deloc. Montura kickback este extrem de eficient în pescuitul bibanului. Nu ezitați să o folosiți. Tăiați de aici de unde doriți și faceți un nod pe firul principal. Poate fi textil, da? Un Albright sau oricare doriți. Și veți vedea că dacă reușiți să localizați bibanul, veți avea rezultate foarte, foarte bune la biban cu această montură. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Dacă cumva am reușit să vă impulsionez în a crea această montură, aș aprecia să dați un like, o abonare, să împărtășiți cu prietenii. Iar până data viitoare, eu vă salut și toate cele bune. Fir întins tuturor, prietenii!